Dă-ne drepturile, nu ne amenința. Suntem oameni care am muncit, nu cerem bani în avans. Cerem pe munca noastră. Vin sărbătorile, avem copii, avem familie, avem datorii. Odată cu trecerea orelor și instalarea serii, protestul s-a amplificat. Angajații combinatului de prelucrare a lemnului și-au strigat disperarea. Deci am ieșit în stradă datorită faptului că nu ne-am primit drepturile salariale, datorită faptului că nu avem condiții de muncă, bonurile de masă nu ni s-au dat, ni s-a oprit impozit și nu ni s-au dat, datorită multor altor condiții de muncă inumane. Am avut căldură și apă caldă la vestiar, nu avem căldură, sursă de căldură cu centrala aproape, nu avem sursă de căldură, nu avem apă caldă, ne schimbăm. Noi lucrăm în pădure, nu lucrăm în centrală termică. A întrebat femeile de bani, a zis că cunoștea bancomatul, că nu poți să așa. Atunci ne va da banii, deci nu mai rezistăm. Bocanciul mai avem de 2 zile de bocanciul. Acum vin și la noi sărbătorile cum vine la toată lumea. Ne minte de pe o zi pe alta, ne-a chemat la muncă sâmbătă, duminică, că ne bagă banii luni. Deci ieri cum ar fi. Acum veni cu propunerea că dacă lucram azi, ne băga banii peste 2 zile. Dar minciuni, că joi e ultima zi de lucru. Și ne lăsa fără bani de sărbători. Protestul a atins punctul culminant spre seară, atunci când, pe lângă injurii și amenințări, o femeie a primit câteva lovituri cu telefonul în cap. Femeia a chemat poliția, care acum desfășoară cercetări. Mi l-a aruncat peste poartă, eu l-am aruncat peste poartă, mi-a dat cu telefonul, dacă nu mă feream, așa am venit direct în față și au sărit oamenii. Toți angajații care am fost pe schimb, unul a zis că nu mai avem ce căuta în fabrică, și niciun ban nu venim, niciun drept. Oamenii spun că nu vor pleca acasă până ce nu vor fi ascultați, iar doleanțele lor vor fi soluționate. Reprezentanții fabricii de mobil au fost de negăsit pentru a oferi comentarii.